frumos încerc. Că sunt urechile de ren. Mi-e dorat ca un ren, are mai degrabă ca ăsta Asterix. Dar ideea este următor. Acum o să mergem la primul show și o să vedem reacția lui Alin când deschid ușa. Să vedem, să vedem. Deci este Alin care lucrează. Nicio reacție, doamnelor și domnilor, nicio reacție. Mă văd destul de rău, dar chiar și așa trebuie să vă informez că acum mă îndrept spre centru să văd pentru prima oară târgul de Crăciun din Timișoara. Tocmai mi-am dat seama, tocmai am tot gândit ce coloană sonoră să-i pun la clipurile astea. Ce coloană sonoră să pun clipurile acestora? Și aș putea să mă recitesc pe mine cântând și ar fi perfect. Bine, oamenii ar zice că-s nebună și probabil că aș fi, dar asta e partea a doua și nu mă faceți griji. Vorbeam la cameră, în timp ce am trecut pe zebră, dar era verde, toată lumea trecea pe lângă mine. Privit-l. Acolo este un Winter Wonderland. Param, pam, pam, pam. Roșu ăsta e capină. Roșule, ce te n-ai? Apoi este loc. Ce suntem acolo? Aici, dar aici este tot deschide ușa și ne-i frig. Atunci nu poate. Aole, uite, stare și bec în filme de afla. S-a prins singur. Deci asta este cea mai bună chestie de băut de pe planeta Pământ. Aole, dar nu știu ce picură. Flavius, ce faci? Come on.
place, îmi place despre mine. Și vreau și-a putut din timpul lui dedicat curățeriei ca să spună că mă vedeam doar pe jumătate de cap. Așa, și atunci am hotărât să mai facem o tură. Vom savura mai întâi și întâi, ca să primim puțin puteri, o minunată bomboană de la Leonidas din ziua cu numărul 4. Este un glob. Ha? Și ce să vă spun, ce oră e. Este ora 1, de asta nu funcționează așa de bine. Ha? Nu știu ce nu vorbește mai tare, pentru că el nu avea nicio problemă, dar acum zici că am secrete. Da, ideea este că e ora 1 și mănânc ciocolată. Arată așa globul. Este foarte drăguț. Vă arăt partea care încă este ambalată, pentru că da, la tura trecută am desfăcut o parte din el. Dar mi-a luat puțin mai mult. Să trebuie să vorbesc mai încet că mami doarme. Evident, oamenii normal doarme ora 1. Acum, pentru final, am reușit să desfac globul. Ar trebui să fie pentru că arată foarte, foarte bine. Să vedem. Foarte de bun! De parcurs acestui vlogmas, am trebuit să vă povestesc și cum am ajuns să mănânc ciocolată de la Leonidas. Dar nu astăzi, pentru că, cum vă spuneam, e foarte târziu. Sunt super obosită. Tot ce-mi doresc e să mă întind. Am stat la Tucano mult mai mult decât preconizat, dar a fost super fain. Olivera a fost genială, exact cum era de așteptat. Și chiar nu pot să zic că îmi pare rău. Dar că na, acum suntem ușor zombie. Mine am treabă și atunci e mai complicat. Dar cu această ciocolată și după ce vă spun că mi-am pregătit puta pentru telefon, astfel încât să fie crăciunistic totul, declar închis vlogmas numărul 4. Vă invit să-mi dați un subscribe, să apăsați clopoțelul și ne vedem mâine, tot la ora 8, fix. Vă pup, toate bune! Sau până dimineața, până ziua, sau cum credeți, unde de ora la care vedeți acest clip. Pici. Bun. Este de mult bumana asta, e genială. Unde pare?